primar, numele de Cristian Ingheș, sunt candidat în pregătământul la Universitatea de Bacău. Am aflat în Consiliul Județean al Drepturilor, am prezentat elevii din Județul Bacău. La facultate, la fel, am reprezentat colegii. Am sunt de fiecare dată atunci când am desfășurat proiectul în felul clasei și elevii și studenții, de dovadă de proiectul Bacău 360, lucrătorul Județului Bacău și acum am primit și un concurs pentru elevi și studenți. Am mai multe inițiative în sensul acesta, fondul de tineret, care sunt unele trecute. Dar eu candidez în primul rând pentru a da un exemplu tinerilor, să aibă curaj să-și asume asta. Apoi pentru că niște teme la nivel local nu sunt dezbătute și nu sunt aduse pe agenda publică și am ținut să fac acest lucru. Și nu în ultimul rând, pentru ca tinerii să aibă un reprezentant în Consiliul Local, țin neapărat acest lucru și tot așa cantez la independent. Este prima mea motivație. Aș pleca de la problemele pe care Valdea a adresat, am și notat aici, de câteva puncte. Și a spune de la bun început că am constatat că există o ruptură între autoritățile locale și tot ce înseamnă școală, elevi, părinți. Și profesori. Și am să merg mai departe spunând că școala, cel puțin la nivel local, este subfinanțată, nu mai spune că este subfinanțată la nivel național și nu prea bine că niciodată n-am primit 6% din PIB, chiar dacă au fost și acolo, în acest sens, subfinanțată la nivel înalt. Dar cred că autoritatea locală ar putea să completeze acele neajunsuri care vin de la bugetul de stat. Ați menționat mai devreme accesul la educație, ați specificat transportul public, într-adevăr, putem avea în vedere și decontarea transportului, decontarea integrală a transportului public la nivel local, să vedem că principala problemă atunci când vorbim de învățământ local și de această educație este faptul că acei tineri care termină ciclul gimnazial în județul Bacău și care doresc să ajungă la școală în municipiul Bacău, pentru că atunci când vorbim de dezvoltare în municipiu, nu putem să vorbim doar de cei născuți în oraș, ci și de cei născuți în zonele limitrofe sau din județ. Nu avem la fost plafonat în 2013 de Guvernul României, atunci era o sedere la guvernare, avem și oameni în sală care erau atunci la 80 și la Vindicat și Sprinceană la această decizie. Sunt amendamente care costă până la 3 milioane și lor se poate deconta acum până la 80 și ceva de lei. Sunt copii care chiar nu au resurse necesare să ajungă la școală din cauza acestei plafonări în 2013 și m-am mutat în sensul ăsta la nivel național, am depus o petiție la avocatul poporului, dar domnul Ciorbea a fost mai mult avocatul cu guvernul decât avocatul poporului. Am experiență în constituționalitate pentru că încalcă accesul la educație când se ține Constituție. Iarăși, spuneam un antevorbitor de-al meu că municipiul Bacău nu poate deconta naveta electrică. Sunt de acord cu asta, am putea modifica în acest sens. Avem și parlamentari care puteau face acest lucru până acum, însă noi putem face alt lucru la nivel local, putem construi cămin. Și îi putem ajuta pe cei care vor să vină la școală, la oraș, să-i ținem în municipiu aici pe parcursul săptămânii și la sfârșitul săptămânii să plece acasă. Internatele din Bacău, știm cu toți în ce stare sunt, probabil le vizitați și voi, poate unii dintre voi de asta unde sunt în ele. Sunt și puține. Și cred că am putea face acest lucru și sunt mai în acest sens, mai ales pe unii europeni și o să specific mai departe ce oportunități de finanțare avem. Nu o să-mi iau foarte mult cuvântarea, undeva la 5-6 minute, sper. Iarăși, vorbim de fonduri alocate de municipiul Bacău, la multe de subfinanțare. Și aici sunt mai multe probleme, am spus de fondul școlii Tufrac. Venim cu bani de acasă sau cu fete de acasă, uneori vin și profesorii și acest lucru trebuie să înceteze. Trebuie să punem stop corectării fondului școlii care este ilegal prin legea educației. Este și o inițiativă în Parlament la care și-am contribuit pentru incriminarea acestei practici. Sunt anumite asociații de părinți care colectează acest fond al școlii și știm prea bine cum sunt cheltuiți acești bani, netransparent. Elevilor și părinților nu li se oferă o situație la sfârșitul anului școlar ca. Profesorii forțează uneori elevii să plătească acest fond al școlii. Acum se întâmplă mai puțin pentru că de un an și ceva activați pe la nivel local, dar înainte acestea au luat...
să spun mică. Iar sunt depuse pentru elevi. Din păcate, Consiliul Local al Municipiului Bacău nu a acordat toate cursele precăzute de lege educației, sunt 4 tipuri de curse, mai acordăm doar 3 dintre ele. Iarăși, este o problemă cu uniformele școlare, părinții sunt uneori forțați să cumpere de la un anumit magazin, uneori de casă, de partid, mă rog, aici nu știu, sunt anumite înțelegeri între directori și între anumite personaje de la nivel local și uneori uniforma poate să ajungă să coste până la 500 de lei, sunt părinți care nu-și permit acest lucru. Iarăși, dacă măcar instituim uniforma, și aici discutare nu sunt pentru uniformă, dacă măcar instituim măcar să o asigure școala, pentru că învățământul iarăși, așa cum am spus, este gratuit. Mergem mai departe și ai zis de competențe, ați spus despre competențele pentru viață, că școala nu pregătește tinerii pentru viață. Exact. Pentru viață. Și pe lângă curiculumul aprobat de Ministerul Educației, putem veni și noi programe în acest sens. I-am spus eu, susținerea educației sociale și aici este împărțită mai mult de, pe mai multe paliere. Educație juridică, asta pentru că elevii trebuie să știe mai departe atunci când ajung la vot, că nu senatorul vine să ne facă străzi, ci autoritatea locală. Nu senatorul vine să, nu știu, să dea, să mute bugetele într-o parte în alta, ci autoritatea locală. Trebuie să învățăm acest lucru, ca ei să fie pregătiți pentru asta. Și să știe, de exemplu, că la 16 ani au deja niște obligații. Chiar în acest sens este axa 2 din programul operațional de capacitate de capital uman, actualele fonduri europene și este deputatorul educației juridice. Educația juridică, mă scuzați, axa 2. Și putem accesa acest lucru prin autoritatea locală. Deci am dat și o eventuală sursă de finanțare pentru acest program. Apoi educație rutieră, educație pentru sănătate. Sunt cazuri în care copiii, tinerele mai ales, se lasă de școală pentru că nu stăpânesc aceste funcțiuni. Și știți pe la ce mă refer, la educație și sexuală, în acest sens, dar nu numai. Și să se speră credința, așa cum spunea Iulian Pitru, mai devreme. Și așa se dă două parteneria în acest sens. Foarte bine. De asemenea, educația antreprenorială și financiară, dar și educație creativă, i-am spus eu, desen, teatru. Haideți să sprijinim acei tineri care vor să facă teatru, să meargă la teatru și să nu-i primăm 3 luni dacă vor o sală la teatru acolo, dacă s-a întâmplat o altă lucră. Haideți să-i sprijinim pentru că nu toți trebuie să facă afaceri sau să devină angajați ai internaționalilor, ci o să conteze tot mai mult această industrie a creației în viitor, mai ales că vorbim de o automatizare a muncii la nivel global, să zic așa. Dar aceste lucruri nu le putem face decât dacă alocăm bani pe legea 350 pentru activități nerambursabile, așa cum trebuie. Nu o să dăm din bugetul de aproximativ 10 milioane, cum s-a întâmplat în acest an la autorități locale, să dăm, nu știu, 1,9 milioane la culte și la educație să dăm doar 231.000 de lei, adică 2,3%. Nu putem desfășura astfel de programe dacă avem finanțarea aceasta puțin penibilă, zic eu. Și voi ați insistat în acest sens, dar a venit Consiliul Local, amendamentul a trecut, bine că măcar vă rog cuvântul și v-au ascultat. Acest lucru în anii trecut nu se întâmpla și vă veniți ca să reușiți să intrați în Consiliul Local și să faceți aceste lucruri. Iar deci vorbim de accesul pe zonul planificat. Sunt fonduri europene pe programul 2014-2020, pe programul operațional regional, putem dota școlile cu lifturi pentru persoane cu handicap, putem face intrările de așa natură încât aceste persoane să nu se mai simtă discriminate. Chiar autoritatea locală a fost amendată în 2013 pentru că n-a adaptat, sau 2014, da, 2014, că n-a adaptat autobusele pentru persoane cu handicap. Atunci CNCD-ul, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, a amendat primăria Bacău pentru că n-a făcut aceste lucruri. Nu s-a asigurat că au acces. Iarăși s-ar putea întâmpla același lucru în ceea ce duce școlile și nu este amenda va fi mai mare. Amenda aceea de 2000 de lei a făcut de timp mai noștri, să știți. Mai departe, merg la monitorizarea Consiliilor de Administrație din școli. Sunt și lucruri care se pot face fără bani. Unul dintre ele este accesul la terenurile de sport, la bazele sportive, deci nu numai la terenurile de sport pe care vă ați deschis, vă rog, noi le-am deschis în urma așa de mers cu
lăsați-mi să bat din mingea, ci și sările de sport, de face campionate care nu pot să mai lucru, campionate de handbal, de fotbal, între școli. Putem dezvolta? Da, da, prezentăm proiectele din tot, dar aici era un proiect în acest sens. Foarte bine. Așa? Dar mai este transparență. Sunt foarte multe școli astăzi, din municipiul Bacău și licee, care nu au site-uri. Cu toate că sunt instituții publice și ar trebui să afișeze aceste bugete din oficiu. Și nu mai bugete, deciziile Consiliului de Administrație care sunt atacabile în contextul administrativ. Deci, niște elevi tineri sau părinți se simt, nu știu, lezați de anumite decizii ale Consiliului de Administrație, le pot ataca în instanța de contencios. De față de timp. Acest lucru trebuie să spunem mai ca atunci când se iau decizii care nu sunt conforme cu ceea ce doresc ei, să reacționeze. Și putem face acest lucru, dar trebuie să lucrăm în Consiliul Local, să adoptăm un regulament și să sancționăm acei consilieri locali care nu participă la ședințele Consiliului de Administrație. Se întâmplă asta. Nu participă pentru că nu sunt remunerați. Și după ființa lor, dacă nu sunt remunerați, trebuie să fie prezenți acolo. Mergem mai departe și vom vorbi despre concursul pentru director, care sunt numiți politic. Aici au părți în municipiul Bacău, jumate, cam jumate a fost la PSD, în Alexandru, spre exemplu, și jumate a fost la PNR. Nu mai vreau unul de licei, vor că... Deci, da, Ferdinand, Brânceanu și așa mai departe. Și aici am și văzut, dacă începând cu acest an, Ministrul Educației a anunțat că aceste concursuri se vor face concursuri în acest sens. Dar eu aș merge mai departe și aș insista pe acea problemă cu micile de elevi care și-au făcut filiale în școli. Această problemă este și la studenți, unde și cealaltă organizație a intrat acolo și face tot felul de activități pentru studenți. Aceste lucruri trebuie evitate și să ne asigurăm în acest sens și vă felicit pentru activitate că ați semnalat aceste lucruri și cum cele din urmă lucrurile din școli putem apăsa la intrări în școală sau la viziere, putem apăsa anumite pancarte. Chiar rugați, avem un proiect în acest sens, vreau să aplicăm pe o dată pe legea 350 și o dată mai este un proiect la implementat, mă rog, asta este altă discuție. Dar avem în vedere pancartea care să răspunem elevilor practicare în zonă regulile și o cutie, bineînțeles, de sub sugestii sau acuturi semnalate. Că de multe ori nu vin toți să semnaleze direct. Sunt puțini care semnalează. V-am răspuns complet la probleme ridicate. Da. Ar mai fi ca proiectul în centru de tineret, unde tinerii să se adune, să fie multifuncțional, să le punem la dispoziție spațiul din să desfășoare activitățile de după școală. Și muncele de lucru, un program pentru elevi și studenți de leadership, dar pentru asta trebuie să avem administrație publică deschisă, unde conflictele din instituție sunt înăbușite și să aducem și tineri acolo să ajute. Pentru că sunt tineri care ar dori să activeze acolo, să mai și infecție și eventual să se încadreze cumva în aparatul administrativ. Cam astea sunt propunerile mele, vis-a-vis de probleme ridicate de voi. Vă stau la dispoziție pentru orice alte activități de acest gen.